suntem contra cronometru pentru că ploaia trebuie să vină din moment în moment. Deja auzim undeva aici acum tună, așa că este doar o problemă de timp până când ploaia va ajunge aici peste noi. Ploaia revine aici la Bătania și revine în forță. Hai să mergem să vedem dacă sunt pagube aici pe exterior. Mai înainte am vrut să ies, dar ploua atât de tare încât pur și simplu ne-ar fi făcut varză dacă ieșeam. Să vă povestesc ce s-a întâmplat ca reacție la faptul că am făcut acel video în care am anunțat că ni s-a furat materialul de la acoperiș. Salutare și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi suntem ultima zi, sperăm, pe șantier aici la Bătania, aici unde se lucrează intens la refacerea acoperișului și acum suntem la refacerea terasei. Deja am venit de dimineață la lucru, meșterii deja erau aici când am ajuns noi, deși noi am venit destul de devreme astăzi, ei deja erau aici și s-au apucat de treabă. Ne-au spus că s-au uitat la meteo și au văzut că vine din nou ploaie. Și ieri a plouat și aproape în fiecare zi a plouat în ultimele zile. Așa că tragem tare să finalizăm acum și terasa, mai avem de făcut o mică pergolă și apoi să facem curățenia, pentru că efectiv suntem obosiți de atâta șantier. Haideți să vă arăt care este stadiul lucrărilor și mai ales să vă povestesc ce s-a întâmplat ca reacție la faptul că am făcut acel video în care am anunțat că ni s-a furat materialul de la acoperiș. Aici în curte lucrurile sunt în plină desfășurare, cu toate că ieri am făcut curățenie, am aranjat tot aici. Bine, în mare măsură, pentru că încă n-am reușit să ducem gunoaiele astea, încă n-am reușit să scoatem lemnele astea, urmează să le scoatem în cursul zilei de astăzi, dar treaba este foarte clară, aici se merge pe repede înainte la refacerea terasei, acoperișul este gata, asigurat și lucrurile par să fie în regulă. Doar că, haideți să vă arăt ce se întâmplă acum cu tabla care a fost pe casă. Acoperișul arată din ce în ce mai bine și deja și terasa începe să arate din ce în ce mai bine. Aici sunt băieții care lucrează, v-am spus, de foarte devreme astăzi să repună toată tabla sus. Noi am reușit ieri să o vopsim și o parte din tablă este tăiată pentru că ea trebuie potrivită perfect cu noua țiglă în așa fel încât să nu existe niciun fel de probleme. Așa că părțile de sus ale bucăților de tablă au fost tăiate, iar aici, după cum bine se vede, ele se potrivesc perfect. Asta este tabla vopsită de noi în cursul zilei de ieri. Meșterul ne spunea că este mult mai bună decât cea pe care o găsim astăzi în magazine, pentru că este foarte groasă, așa că stratul nostru de vopsea dat ieri este mai mult decât suficient, doar ca să schimbăm culoarea, pentru că ea în rest are consistență și are tot ce trebuie. Uitați-vă numai cât este de drept materialul ăsta lemnos care e aici. Uitați-vă ce curb are în ea și cei care ne-au vândut lemnul se așteptau ca ăsta să poată fi pus pe terasă. Spuneți și voi, dați-vă cu părerea ce părere aveți de el. E cumpărat din piața din Arad și știu că mulți dintre voi mi-ați cerut numele celui de la care am cumpărat. N-are rost pentru că știți foarte bine cum funcționează chestiunea cu lemnele în România și da, toate cele reportaje se dovedesc a fi perfect adevărate. Oamenii se încadrează perfect la chestiunea aia și de ani de zile nu li se întâmplă nimic. Așa că, da, închidem aici povestea și vor să-și plătească ei păcatele astea în altă parte. Da, hai să continuăm lucrările, că noi avem aici treabă multă astăzi. Aici se vor face închiderile foarte bine, în așa fel încât să nu avem viespi, să nu intre păsări și toate să fie asigurate așa cum trebuie. O imagine de sus, de aici cu acoperișul, cam așa arată. Aici este cel al terasei, mai este de pus o singură tablă, doar o parte din ea, pentru că acum o și taie meșterii, pentru că e prea lungă. Aici eu spun că acoperișul arată destul de bine,
Totul este protejat ca la carte. Și uitați-vă ce frumusețe de acoperiș avem noi aici. Să le dea Dumnezeu sănătate la oamenii ăștia foarte pricepuți, care și-au făcut treaba ca la carte și au meritat fiecare bănuț. Dar credeți-mă că au pus atâta suflet și atâta deruire în munca asta, de nu vă puteți imagina. Rar mi-a fost dat să văd oameni care se implică atât de mult în lucrări. Și uite ce frumos se vede acolo la noi. Avansăm aici pe șantier, deja e foarte, foarte cald, așa că astăzi tragem foarte tare că deja tună, dar înainte de toate aș vrea să vă arăt cum au pregătit meșterii noștri toată lucrarea aici, care v-am spus este în plină desfășurare. Suntem contra cronometru pentru că ploaia trebuie să vină din moment în moment. Deja auzim undeva aici cum tună, așa că este doar o problemă de timp până când ploaia va ajunge aici peste noi. Avansăm frumos cu lucrarea, acum se lucrează la pergolă, lucrăm la tot ce se poate lucra sub, în afara acoperișului, pentru că din moment în moment ne așteptăm să vină furtuna din nou și este absolut incredibil cum furtuna vine de fiecare dată când lucrăm în partea exterioară a acoperișului. Aici sunt restul de materiale pe care o să le punem sus la terasă. Și bineînțeles că acum trebuie să finalizăm acolo pergola. Facem curățenie și în curte, adunăm absolut toate resturile de tablă, de lemn, pentru că aici, în maxim jumătate de oră, o să intru și cu mașina de tuns, iarbă. Vrem să facem puțină curățenie, florile vrem să le luăm de aici, dacă vine furtuna să nu le rupă vântul. Și le vom pune aici undeva sub terasă, aici împreună cu Vio aranjăm țiglele care au rămas și care sunt sparte, să pot să fac loc să intru cu mașina de tuns iarba și acum ne pregătim să mergem și spre stradă. Asta este grămada de gunoi care s-a adunat între timp. Foarte mult gunoi se adună, dar asta e viața, așa este la șantier. Hai să mergem acum spre stradă. Aici deja am reușit să curățăm tot. Și urmează să intru cu mașina de tuns iarba, facem curățenie, pentru că în weekend o să avem probabil aici deja invitați, vom avea musafiri. Cam așa arată în momentul de față. Trandafirii lui Vio, din păcate, sunt sufocați aici de materiale de construcții. Îi eliberăm în cursul zilei de astăzi și o să curățăm aici absolut tot, în așa fel încât trandafirii să redevină mica grădină în care Vio să se simtă bine. Sute cu ochii pe cer, de acolo se aud deja tunete de undeva. Noi sperăm să scăpăm de ploaie dacă se poate, așa că tragem tare. Am pregătit aici absolut tot. Spre mirarea vecinilor, am terminat curățenia la stradă și a venit vecinul de vis-a-vis să mă întrebe că deja am trecut la faza de curățenie. Da, am trecut la faza de curățenie, deja suntem în linie dreaptă cu finalizarea lucrărilor, așa că după ce am tuns iarba aici, ne-am mutat puțin în curte și acolo am reușit să facem curățenie. Cum spuneam, suntem în linie dreaptă. Eu cred că este doar o chestiune de ore până terminăm aici toată lucrarea. În acest moment curtea este tunsă și ne-am agitat degeaba. Ploaia încă n-a venit. Așa arată curtea. Am reușit să tund tot, să curăț. Vio m-a ajutat din greu la curățat. Iar meșterii sunt și ei în fază avansată cu finalizarea terasei și deja începe să arate din ce în ce mai bine și chiar dacă norul este acolo și îl vedem, deja astea sunt chestiuni de detaliu. Oricât ar fi de pricepuți meșterii noștri, nu pot să ascundă defectul ăsta din zid de aici. În acest moment asta am descoperit, avem peretele cu 8 cm diferență între el, da, asta e viața.
Vom găsi noi o soluție să mascăm treaba asta. Acum se pun lambriurile și se face închiderea aici, în spate. Partea asta. Nu știu dacă v-am spus, dar acoperișul nostru deja a trecut de botez, pentru că seara trecută a fost o ploaie, așa, o rupere de nori din nou, așa că am trecut de botezul acoperișului. Am să vă las un scurt montaj să vedeți cum a arătat acoperișul după ploaie. Sincer, nu am vrut să filmez în timpul ploii, pentru că am circulat în continuu să vedem dacă picură pe undeva. Așa că haideți să vedeți ce am descoperit. A plouat cu strigături aici, a fost cu tunete, foarte tare a plouat. Acum ce s-a oprit, mergem să vedem cum și-a dat botezul noul nostru acoperiș. Iată, la terasă totul este în regulă, deși nu este încă tablă pusă, avem numai folia. Văd că până acum am trecut testul cu bine, totul arată bine. Hai să mai facem un check control. Da, se vede că lipsesc cetârnele de la casă, pentru că aici a plouat destul de tare. Mergem imediat să vedem cum arată și acoperișul pe exterior după prima ploaie. Așa că asta este prima ploaie. Hai să vedem. Uite, aici deja s-au instalat pentru pergolă. Aici vor fi stâlpii pergolei. Bun, hai să vedem. Practic, acum este botezul acoperișului. A plouat cu bulbuci, pur și simplu cu bulbuci. A fost o furtună de mama focului și hai să vedem cum arată totuși acoperișul, pentru că a plouat destul de tare. Hai să vedem norii. Ăștia sunt norii care tocmai au trecut de noi. Foarte tare, încă mai plouă, dar așa ușor. Vă spun foarte sincer, nu am filmat în timpul ploii pentru că ne-am grăbit să adunăm absolut tot și am vrut să vedem dacă nu curge ploaia pe undeva. Așa că acum vedem în premieră imaginile cu acoperișul și cu ceea ce s-a întâmplat de fapt aici pe terasă. Dacă intră apa, dacă nu intră. Uite, aici am avut o problemă destul de mare și se vede clar că aici a curs apă ani în șir. Va trebui să rezolvăm. Acum avem folie aici. Hai să mergem să vedem dacă apa a trecut de treaba asta, pentru că pe terasă, vă spun sincer, a plouat aproape tot timpul. Până acum nu pare să fie nimic ud, să curgă. Încă mai este apă pe folia care e pusă deasupra șipcilor, dar totul pare a fi ok. Așa că meșterii noștri au făcut o treabă excelentă. Excelentă. Hai să vedem și aici. Totul pare a fi în regulă. Cam așa arată pergola pe care au construit-o acești băieți în cursul zilei de astăzi. Eu zic că arată destul de bine. Spuneți-mi și voi în comentarii ce părere aveți și modul în care ea a fost făcută. Acolo se vede folia și aici urmează să fie pusă cetârna. Așa cum ziceam, astea mai trebuie făcute, după care vom trece la alte lucrări, dar respectivele sunt de finețe. Și n-am crezut că o să mai spun treaba asta, dar suntem deja în punct final al lucrării. Nici nu vă dați seama cât de tare mă bucur că am ajuns în această fază. Gata, au plecat băieții, au plecat muncitorii și vreau să vă arăt ce au lăsat în urma lor. Pentru că trebuie să apreciez ceea ce au lăsat. Acoperișul arată impecabil. Impecabil au făcut lucrarea băieții ăștia. Terasa, la fel, este ceva de neimaginat ce au făcut aici. Din ceea ce a existat, n-am crezut că vom ajunge aici. Mai ales după ce a trecut peste noi furtuna aia mare. Am zis că gata, s-a terminat. Dar asta este terasa, mai avem aici niște lemne rămase și aici avem o chestiune. Vă rog să-mi spuneți în comentarii ce credeți
că ne-au lăsat aici muncitorii. Haideți să o filmez mai de aproape și spuneți-mi dacă vă dați seama ce este chestia asta. Și am să fac un video, în video următor probabil că o să spun ce este treaba asta, dar chiar aștept în comentarii să-mi spuneți dacă vă dați seama ce e asta. Așa arată acoperișul de aici, din curte. Arată foarte bine. Cum spuneam mai devreme, doar ce târnele mai trebuie introduse. Hai să ne apropiem și de pergolă. Aici la pergolă mai trebuie făcute niște chestiuni, dar astea sunt minore și se pot face cu timpul. Bineînțeles că toată pergola va fi vopsită albă, toată terasa va fi rearanjată, în sensul că o vopsim în culoarea albă, după care vom instala un sistem de iluminat, pentru că seara aici vreau să avem puțină iluminare și să punem iluminare ambientală cu becuri din alea așa frumoase, dacă știți. Și aici vreau să pun un sistem de prindere a unor folii și la iarnă să putem să stăm pe terasă și să punem două încălzitoare și bineînțeles să ne bucurăm de vederea pe care mi-o oferă terasa asta, care este una absolut deosebită. Cam asta vedem de aici de pe terasă. Despre costuri vom vorbi într-un video care urmează, pentru că mulți m-ați întrebat despre costuri. Vă spun foarte sincer, noi am plecat cu o sumă și bineînțeles că am ajuns cu altă sumă la final, având în vedere situația prin care am trecut. Încă evaluăm sumele și încă mai calculăm unde mai avem de plătit, unde s-a plătit prin card, unde s-a plătit cu bani cash. Așa că în acest moment facem evaluarea și bineînțeles că o să vă anunțăm tot ce am plătit pentru refacerea acoperișului, pentru refacerea terasei și bineînțeles pentru toate lucrările care s-au desfășurat aici, pentru că au fost și unele lucrări care nu s-au văzut din păcate în video, unele care au trebuit făcute de urgență și sau altele care pur și simplu nu puteau fi lăsate așa deoparte. Cum spuneam, suntem în evaluare și în foarte scurt timp vom veni cu un video și facem și acest update, pentru că vă spun foarte sincer, și eu sunt curios. Am dat toți banii care i-aveam, i-am plătit pe lucrări și bineînțeles că încă mai trebuiau plătit, așa că a trebuit să scoatem bănuțul. Asta e viața. Și acum la final aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru susținerea pe care ne-ați arătat-o și pe care ne-o arătați de fiecare dată. Aș vrea să-mi arăt recunoștința pentru implicarea și pentru modul în care mulți dintre voi ați venit alături de noi. Vă mulțumesc pentru donații și pentru multe, multe alte lucruri, pentru că am avut voluntari, am avut oameni care s-au implicat și încă mai sunt oameni care își arată dorința de a ne sprijini să mergem cu acest proiect mai departe. Așadar, țin să vă mulțumesc din suflet tuturor și vă mulțumesc tuturor pentru faptul că v-ați uitat la acest video. Nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de abonare, cei care nu l-ați apăsat încă, pentru că e important ca acest video să ajungă și la alte persoane, iar atunci când noi postăm, toate postările le veți primi cu notificare de la YouTube și bineînțeles că veți ști când avem video nou. Și în mod special aș vrea să le mulțumesc membrilor și celor care au făcut donații, așa cum spuneam și mai devreme. Încă o dată țin să-mi arăt recunoștința pentru susținerea voastră. Până data viitoare, de aici de la Bătania, de pe terasa noastră, frumoasa noastră terasă, vă doresc toate cele bune și multă sănătate!